am văzut foarte mulți oameni în vârstă, dechisiți, aranjați, gătiți, ținându-se de mână, care la această vârstă călătoresc, se îngrijesc, își trăiesc viața, ies la 10 seara la cină, se plimbă în parc și găsesc bucuria în lucruri simple. Acești oameni fericiți despre care vorbeam nu sunt neapărat bogați. Am văzut sărăcie călătorind mult mai cruntă decât credeam eu că e sărăcia. Dar de aici pleacă totul. Că ești tu, da, fericit cu ce ai. De exemplu, era o coadă la o cafenea și am întrebat de ce stă lumea asta la coadă, se numea Cat Cafe, ca să mângâie o pisică. Și efectiv închiriezi o pisică la o cafea să o mângâie. Am văzut mulți oameni singuri, mulți oameni triști, mulți oameni care la costum care dormeau în metrou pentru că erau epuizați. Țările nordice erau pe la coadă pe lista mea. Acolo sunt printre cei mai fericiți oameni din Europa. Așa zic statisticile, dar sunt curios dacă așa e și în realitate. Știi de ce sunt atât de fericiți? Pentru că se mulțumesc cu puțin. Sunt minimaliști în tot. Nu în design interior, uh-huh, în modă. Nu simt nevoia să epateze, să-și arate bogăția. Adică prefer să lași acasă, nu știu, o pereche de pantofi pentru cină și să iei aparatele astea de filmat? Da, da, pentru că eu mă întorc din călătorii mai bogată cu aceste amintiri. Și cu kilograme în plus. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Este un episod special al podcastului în care îți propun o evadare, în care îți propun să regândești faptul că nu doar gândul, dar și actul de a călători face parte din ceea ce se numește o viață împlinită și o fericire sustenabilă. Doamnelor și domnilor, din când în când, chiar dacă până la vacanță mai aveți ceva timp, e bine să călătoriți. Tocmai de aceea, întâlnirea de astăzi este cu unul dintre cei mai faini călători din România. Probabil că nimic nu o împlinește mai mult decât să călătorească și a spus în nenumărate rânduri că ea nu folosește o parte din veniturile ei pentru călătorii, ci muncește pur și simplu pentru a călătorii. Are un suflet de călător și îi mulțumesc tare mult Corinei Caragea că e în studioul Fain și Simplu. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! M-ai invitat să vorbesc despre unul dintre subiectele mele preferate. Și cred că ale oricăruia dintre noi. Ce e mai frumos în viața asta decât să călătorești și să fii mereu cu gândul la următoarea destinație pe care tu bănuiesc o știi deja. Da. Unde mergi data viitoare? La Londra. Peste cât timp? Peste câteva zile. Și nu stau mult, dau o fugă, așa, de luni până miercuri. E a nu știu câta oară la Londra. Și totuși abia aștept, pentru că am câteva orașe în care mă întorc iar și iar, dar le descoper de fiecare dată altfel. Ți-ar fi locul să fii la înmormântarea reginei, acum câteva zile acolo în Londra? Da, mi-ar fi plăcut, e un moment istoric, mi-ar fi plăcut să iau și eu parte în acest fel. Dar am urmărit la televizor și a fost emoționant. Probabil unul dintre evenimentele pe care le trăiești odată în viață, ca solemnitate, ca grandoare. Întâlnirea noastră de astăzi este facilitată de către TUI, tur operatorul numărul 1 mondial, care din 2019 este din nou prezent pe piața din România, prin TUI Travel Center. Și mă bucur să avem TUI Travel Center partener astăzi la această discuție, pentru că este un partener de călătorii de încredere și acoperă, portofoliul TUI acoperă aproape toată lumea asta. Tot ceea ce poți gândi, poți
și călătorii, cu alte cuvinte. Corina, vreau să știu de unde vine dorința asta a ta de a fi călătoare. De unde ți-e sufletul ăsta de călător? De când mă știu. De când mă știu, mi-amintesc că atunci când eram mică, mă culcam și mă gândeam, Doamne, ce bine ar fi mâine dimineață să mă trezesc în altă țară. Așa mi-am ales și școala, liceul, cu gândul că într-o zi voi ajunge la Londra, că tot a venit vorba. Mi-am ales un liceu în engleză, unde am studiat multe materii legate de Marea Britanie. Și, bineînțeles, eram pasionată de limbi străine, cu gândul că îmi vor folosi. Și facultatea a ales-o tot pe criteriile astea? Da, într-o anumită măsură, da. Mi-a plăcut jurnalismul de mică și am știut că asta vreau să fac. Am avut norocul ca părinții mei să fie foarte deschiși și să mă lase să-mi aleg absolut ce vreau eu, chiar dacă pe vremea aia se purta, nu știu, inginer, doctor și așa mai departe. Eu aveam de mică la Mamaie în Pod colecție de evenimentul zilei, revistele, Vremii, Viva Unica și visam și prin jurnalism să călătoresc, bineînțeles. Dar prima călătorie cu adevărat, pe care o ții minte, unde ai făcut-o? Nu neapărat la bunici, nu neapărat într-un alt oraș. Călătoria aia care, din care ți-ai dat seama că asta ți-e unul dintre rosturile vieții. Au fost călătorii cu gândul. Pentru că mă uitam fascinată la televizor, în reviste, așa cum îți spuneam. Citeam foarte multe ziare, reviste și pur și simplu mă uitam la poze. Am prins o parte din copilărie în comunism și visam dincolo de granițe și la propriu și la figurat și în culori. Pentru că pe vremea aia era destul de gri, nu? Și visul tău din copilărie era să ajungi, să călătorești? Aveai vreo destinație anume? Da, am visat la Londra, inițial, dar îmi doream să cunosc lumea, pur și simplu, să văd ce e dincolo de România. Nu știu de ce, pur și simplu, asta a fost o dorință de mică. Asta și voiam să te întreb, dacă ți-a explicat vreodată nevoia asta a ta de a zbura, de a călători? Nu, pur și simplu consider că a călători este o lecție foarte, foarte bună pentru oricine, din multe puncte de vedere și o dezvoltare continuă. Dar câte țări ai văzut de până acum? Nu le-am numărat. Nu? Pentru că sunt unii care își fac jurnale. Asta călătoresc. Și Corina are un blog de călătorii pe care ar putea să scrie într-adevăr mai des, cel mai puțin des. În ultima vreme. Și da, blogul tău chiar este o idee de unde să mă duc în următoarea vacanță sau pur și simplu e o destinație, dacă ai 15 minute de pauză, intri pe blogul Colinei și poți călători cu gândul. Dolomiți, Sri Lanka și toate articolele pe care le-ai pus acolo. Dar prima oară când ai ieșit din țară, unde ai fost? În Turcia. Cu autocarul. Cu autocarul, da. Da, mi-amintesc că am plecat cu sandwich făcut de mama de acasă și cu ceva bănuți de buzunar. Acum, uitându-mă în urmă, n-aș mai repeta acest gen de vacanță. Era o vacanță la All Inclusive, dar pentru mine atunci era fascinant orice. Yeah. Orice ieșire din țară era pe altă planetă. Erai la liceu încă sau? Nu, eram în primul an de facultate, cred. Da. Și ai plecat direct la All Inclusive? Asta a fost prima ta ieșire din țară? Da, da. Și când te-ai trezit acolo cu toate familiile, dai seama, cu copii, șoc, și tu, mâncare pe toate mesele, mi se părea așa, și multe, multe culori, știi cum e, pepene de la fructe, de alelalte și așa mai departe, totul mi se părea exotic. Ai mai fost de atunci la All Inclusive? Am mai fost, dar nu este genul meu de vacanță.
Nu, nu este genul meu de vacanță. Este minunată pentru cei cu familii, pentru cei mai comozi, care vor să se odihnească. Eu sunt mai... Îmi place să le combin totuși. N-aș zice că sunt neobosită în vacanțe, deși de multe ori am nevoie de încă o vacanță după pentru vacanță. Că ești genul ăsta de călător, nu te văd stând 7 zile într-un resort. Nu. Dar... Dacă pot combina, e minunat să-mi aleg o destinație în care pot să și stau puțin să mă odihnesc, dar să și închiriez un scooter, o mașină și să explorez. Și prima oară când ai zburat spre o destinație? În Barcelona. Nu foarte departe de momentul Turcia. Da, Barcelona. Iar Barcelona a rămas în inima mea forever, așa. Dacă m-aș muta undeva, ar fi în Barcelona. Mi-e așa aproape de sufletul meu, Spania. Ce-ți place? Și eu am ajuns la această concluzie, că dacă nu e Italia, e sigur Spania, și dacă nu e Spania, e sigur Barcelona, ca loc în care aș putea să mă obișnuiesc cu traiul de zi cu zi. Ce-ți da. Place la Barcelona? E și în cazul meu Italia e pe locul de acolo, aproape. Păi Spania le are pe toate și Barcelona cu atât mai mult. Are arhitectură, are muzică, are mâncare bună, are oameni frumoși, are climă, are mare, are munte. Nu știu, nu îi găsesc niciun defect. Dacă ai putea să alegi o temperatură ideală și constantă pe tot parcursul anului, 365 de zile din an, cât ai vrea să fie? N-aș alege. Îmi plac anotimpurile. Îmi plac anotimpurile. Îți place schimbarea asta? Da, îmi place schimbarea și cu toate că am fost în... multe vacanțe exotice, unde vremea era minunată. Mi-am dat seama ce norocoși suntem noi aici, că avem 4 anotimpuri, încă. E adevărat. Dar ți se pare că... Sau mi se pare mie că ești genul de turist care caută mai degrabă aglomerațiile urbane decât sălbăticia. Exact, da. Altfel da, nu știu e. De ce să fii... Să-ți dorești să locuiești la Barcelona. Da, sau să te întorci la New York de 1000 de ori, care New York e așa un zoom-zet continuu și un haos, un mozaic cultural, aș zice. Deci n-ai putea să stai la țară, să locuiești? Nu, cu toate că într-o fermă. Dacă mă întrebi, pe locul întâi în toate destinațiile mele este curtea bunicilor de la țară, pentru că mi-amintește de copilărie și ce frumos ar fi să dăm timpul înapoi. Dar erau bunicii tăi? Lângă Pitești. Uh-huh. Dar nu cred că aș locui la țară, nu. Sunt dependentă de nebunia orașului. Deși călătoresc destul de mult, chiar și pentru 2 zile, dacă sunt liberă 2 zile, evadez din București. Dacă e de trai, aș alege tot un oraș. Adevărul că Barcelona are ceva magic. Noi am fost, cred că, în prima săptămână a lui ianuarie anul ăsta. Am stat o săptămână acolo cu toată familia și chiar dacă am mai fost între timp în vacanța de vară cu fetele, când o întreb pe Roa unde ar vrea să mergem, unde îi place cel mai mult, zice Barcelona. Da, o înțeleg. E minunat. De ce când mergi într-un astfel de oraș sau în unele orașe, ți se pare că toată lumea e mai fericită decât acasă la tine? Nu toată lumea. Sau mai relaxată? Nu toată lumea. În New York nu mi se par relaxați oamenii. În New York n-am fost, nu știu, dar... E o nebunie. Îmi imaginez. Doar să stai la un semafor, la trecerea de pietoni. Și să vezi cum se ciocnesc mulțimile pe verde. Sunt țări în care, într-adevăr, oamenii sunt zen. Așa mi se pare. Uite, Bali, Japonia, nu știu, în Grecia, spanioli au acea relaxare, italienii la fel, îi vezi la terase, relaxați, n-au nicio treabă. Nu? Dolce far niente. Corect. Și siesta e sfântă în Spania. De ce sunt așa? Adică ce au ei și n-avem noi, nu? Da. Sau ce ne-ar trebui nouă în plus? Sau... Cred că vine din copilărie, din educație, cu mult timp în urmă. Nu cred că e așa. Hai, uite,
ți se rezolvă problema cu salariul, fii fericit de mâine. În Spania mai ales, unul dintre motivele pentru care Spania este țara mea preferată după România, după curtea bunicilor. Exact, este faptul că am văzut foarte mulți oameni în vârstă, dichisiți, aranjați, gătiți, ținându-se de mână, care la această vârstă călătoresc, se îngrijesc, își trăiesc viața, ies la 10 seara la cină, se plimbă în parc și găsesc bucuria în lucruri simple. Mi-aș dori să văd asta și în București, în țara noastră. Bineînțeles că sunt o mulțime de explicații, nu, nivelul de trai, dar cred că și mentalitatea. Nu, noi punem banii la ciorap. Nu știu, am observat că sunt oameni care strâng bani să-și iau o mașină mai luxoasă, să-și iau o casă mai mare, nu știu, terenuri, investesc în altceva. Și acești oameni fericiți despre care vorbeam nu sunt neapărat bogați. Am văzut sărăcie călătorind mult mai cruntă decât credeam eu că e sărăcia. Am văzut în Bali, de exemplu. Am văzut în Turcia. Sărăcie e peste tot. Dar de aici pleacă totul. Cât ești tu, da, fericit cu ce ai și nu cu ce ți-ai putea, ce ai putea acumula. Dar zi-mi o destinație unde te-a lovit șocant bogăția, respectiv una în care te-a lovit șocant sărăcia. Oh, sunt mai multe. Dubaiul, de exemplu. Dubaiul. Mi s-a părut șocant contrastul ăsta între lux, opulență și sărăcie. Sărăcia pe care am văzut-o în partea veche a Dubaiului. În America m-a lovit din nou acest contrast. Foarte mulți oameni ai străzii. În San Francisco, nu-i așa, California este bogătașa Statelor Unite și cu toate astea nu am văzut nicăieri mai mulți oameni ai străzii decât acolo. Asta m-a șocat și pe mine, San Francisco, câți oameni ai străzii erau în centrul orașului. Și oameni cu mințile rătăcite. Da. Mi s-a părut trist, pe lângă care treceau ceilalți cu cafeaua în mână, în grabă, spre birou. Dar o întâlnire de asta cu un om sărac, după standardele noastre sărac, dar fericit, care să-ți rămână în minte, ai? Da. Am mai mulți, dar cel care îmi vine acum în cap este în Bali. Dintre destinațiile exotice preferate, în care m-aș întoarce oricând, Bali este preferata mea, din cauza asta, nu, sau datorită acestui lucru, de fapt. Pentru că oamenii sunt comoara. Deci dacă alte destinații au plaje minunate, au ape limpezi, albastre, superbe, Bali are oamenii, asta e comoara. Și mi-amintesc de ghidul meu pe care, cu care am colaborat într-o zi, să mă ducă pe la temple. Am trecut pe lângă casa lui și mi-a arătat ceva ce, nu știu, eu n-aș fi numit casă, fără geamuri, sărăcăcioasă. Da. Dar era o curte mai mare cu mai multe căsuțe și mi-a explicat că ei au acest obicei de a păstra în aceeași curte toată familia. Da? Deci el stătea în căsuța asta, mai în spate stătea frasul cu nevastă sa, mai în spate părinții, erau super uniți. Îmi spunea că are și el un scooter pe care merg toți patru, membrii ai familiei, dar nu să se plângă. Eu îi puneam întrebări, iar el îmi spunea asta cu zâmbetul pe buze, ca și cum, nu știu, îmi povestea ce am mâncat astăzi. În Bali sunt foarte multe scutere și foarte mulți oameni obișnuiesc să meargă așa, chiar și cu un sugar pe scuter, n-au nicio treabă. Și eu mă miram și așa a venit vorba și tot întrebam, eu uite, Doamne, dar e periculos, dar cum merg oamenii ăștia? Și așa mi-a zis el. Mi se părea că el câștigă totuși destul de bine
făceam eu așa un calcul, și l-am întrebat, fiind sigură că a ieșit din țară, l-am întrebat unde își face el vacanțele. Pentru că sigur are mulți turiști din toată lumea care îi povestesc cum e la ei în țară. Și mi-a zis că nu a ieșit din Bali și nu are nevoie. E foarte atașat de țara lui, de familia lui, își promovează țara și, nu știu, era așa zen, cu toate că nu era un om bogat, dar era bogat în alt fel. Dar ai văzut, în schimb, nu știu, opulență și nefericire în același timp, în vreo destinație? Da, de multe ori la All Inclusive. Pe plajă, pe o plajă superbă, vedeam pe șezlong diverse cupluri sau familii chinuite să stea împreună acolo. Chinuite, nu știu. În principiu de copii, la inclusiv, cam de aia merge. Nu știu de ce, așa mi se părea. Acum, nu știu, din afară e ușor să zici. Da, mi-a plăcut cum ai spus tu, că practic toate ștampilele alea de pe pașaport sunt ca, de fapt, un manual din care înveți să nu mai judeci oamenii după aparențe, bogăție, sărăcie, naționalitate, rasă și așa mai departe. Exact. Sunt, cum îți spuneam, sunt multe lecții pe care ți le predă o călătorie și una dintre ele e asta, să renunți la prejudecăți, și alta ar fi faptul că îți descoperi altfel propria țară și îți dai seama cât de norocos ești, de fapt. Bineînțeles, nicio țară nu e perfectă și asta afli, că, nu știu, ok, ești nemulțumit de țara ta din diverse aspecte, dar toți le au pe ale lor. Și te întorci altfel acasă. Dar care e locul spre care ai plecat cu, nu știu, un soi de așteptări și, practic, când ai ajuns acolo sau după vacanța acolo, ți-au căzut toate prejudecățile astea? Ți-ai schimbat cu totul și cu totul părerea? Adică am plecat cu o idee preconcepută? Nu știu, să găsești ceva, nu știu, să găsesc raiul pe pământ și te-ai întors... Dezamăgită? Da, dezamăgită sau, din potrivă, unde ai mers fără așteptări și te-ai întors uluită. Mi-amintesc la Paris, că m-am dus cu mari așteptări și nu m-a impresionat. Sorry dacă am atins un punct. Vrei să ne batem? Nu, eu sunt sensibil în principiu la Europa, nu neapărat Paris. Îmi place Europa. Îmi plac foarte multe orașe din Europa. Uite, încă ceva ce am învățat eu din călătorii, că suntem atât de diferiți. Și asta e mișto. Chiar și în Europa. Da, suntem foarte diferiți și e bine când pleci într-o călătorie să nu te iei totuși 100% după părerile prietenilor, nu știu, review-uri de pe net și așa mai departe, pentru că fiecare are un filtru personal, foarte personal. Da, am fost la Paris, dar cred că o să-i mai dau o șansă, pentru că eu cred că atunci când pleci într-o călătorie depinde foarte mult momentul din viața ta, cum descoperi acel oraș, depinde de asta, anturajul, bugetul. Eu atunci eram pe grabă, am înghesuit Parisul cu o vacanță la Londra, eram mai mulți, a fost totul super pe fugă, am prins greva gunoierilor. Ah, ok. Da. Cumva impresia despre un oraș rămâne aia prima pe care ți-ai făcut-o. Și chiar dacă te dezamăgești a doua oară, tot rămâne unul dintre orașele tale preferate. Uite cum e Londra, de exemplu. Londra care place și mie maxim, dar mie îmi place și Parisul. Ei, uite, vezi, suntem foarte diferiți. Și asta e frumos. Și dacă ar fi să pui în dreptul unei destinații, ăsta e raiul pe pământ, care e destinația? Raiul pe pământ... În afară de curtea bunicilor, facem disclaimerul ăsta la fiecare întrebare. Raiul pe pământ... Mi-a plăcut foarte mult Hawaii. Da. Da, ai ajuns? Da, am ajuns în Hawaii. Foarte, foarte departe. Dar m-aș încumeta să mai merg o dată, pentru că mi s-a părut că... Mi-a plăcut foarte mult. Da. Ce-mi place mie la felul tău de a călătorie și că nu ești turistul ăla care experimentalist, ăla care vrea să vadă toate locurile pe care nu le-a văzut nimeni.
Ai și spus că nu te cazezi nici în cele mai ieftine hoteluri, dar nici în cele mai scumpe. Că nu-ți place să mergi în piețele astea, să mănânci prin piețe? Depinde. În Thailanda, da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Și mi s-a părut cea mai bună mâncare, dar și riscant. A fost ok până la urmă. Eu nu m-am incumetat în Thailanda. Nu te-ai incumetat. Da, uite, vezi, fix înainte să plec eu în Thailanda, o prietenă de-a mea a făcut intoxicație alimentară acolo și a petrecut toată vacanța în spital. Și cu toate astea am plecat și am mâncat. Apropo de ce ziceam adineori, să nu te iei după fiecare cu norocul lui. E adevărat. Na. Dar... deci depinde de destinație. Cel mai ciudat fel de mâncare pe care l-ai... Tot în Thailanda, am mâncat crocodil. Într-o piață de genul ăsta, de la o tarabă. Avantajul atunci când mănânci în piață, bineînțeles dacă ești și foarte atent să observi asta, e că mâncarea e proaspătă. Omul își aduce peștele ce vinde el acolo, în momentul în care l-a terminat, a plecat acasă. Ți-l face în față. Și nu e nimic ascuns, da? Nu e într-o bucătărie, în spate l-a scos congelat de alaltăieri și... Acum, dacă vă uitați pe conturile Corine, ori pe Instagram, ori pe TikTok, mai nou, o să vedeți niște locuri care arată superb. Și de altfel, toți vloggerii de călătorii caută cadru perfect instagramabil. Da, știu ce vrei să zici. Continua tu atunci. Nu e totul chiar așa. Nu? Nu e totul chiar așa. Adică pentru un Reels bun, pentru un TikTok bun, trebuie să... Trebuie să muncești. Aici sunt două aspecte. Cum ziceam, nicio țară nu e perfectă. Eu aleg să-i arăt părțile bune. Asta nu înseamnă că nu există și părți mai puțin bune. Dar eu cred că nu deschidem Instagram-ul ca să vedem părțile rele, ci să ne relaxăm, să ne inspirăm, să ne facem ziua mai frumoasă, să ne încărcăm pozitiv. Și apropo de muncă, ce spuneam, uneori e și obositor, dar eu îmi iau în vacanță, îmi iau timp special pentru poze și filmări și timp special pentru odihnă. Cum faci? Uite așa. Adică... plec pregătită cu aparatură de toate felurile. Sunt la curent cu tot ce apare nou din punctul ăsta de vedere. Da, ai un kit de ăsta de... Da, da. Adică pozele pe care le vedem la tine sunt făcute cu aparatul foto? Cu de toate. Cu de toate. Da. Aparat foto, telefon, bineînțeles, e cel mai la îndemână. O să vedeți filmări cu drona, sub apă, tot felul. Deci ai și dronă cu tine, tot. De toate, da. Tare. În locurile în care îmi este permis să filmez cu drona, fac asta. Nu știu, cameră 360, de toate. Adică prefer să lași acasă, nu știu, o pereche de pantofi pentru o cină și să iei aparatele astea de filmat? Da, pentru că eu mă întorc din călătorii mai bogată, cu aceste amintiri și cu kilograme în plus. Și cu niște slăninuțe. Dacă ar fi să mergi astăzi să mănânci în cel mai frumos sau bun loc în care ai mâncat în toate călătoriile tale, unde ai vrea să fac rezervare la cină? În Thailanda. Acolo în Thailanda, îmi place cel mai mult, da. Da, îmi place mâncarea thailandeză, mâncarea asiatică în general, da. Mă așteptam să spui Italia, mă așteptam să spui paella. Bineînțeles, dar Italia, asta știu și eu să fac. Simplu, iar e la îndemână, e peste tot. Bineînțeles, dar îmi și place Italia. Mâncare foarte bună, muzică, tot așa, relaxarea oamenilor. Dar îmi plac mult mirodeniile. Cred că cu asta m-a atras Asia. Ce bine că am mâncat o supă Tom Yum înainte de filmare. Dacă știam, îți luam și ție una. Nu știam că asta e am mâncat acum două zile. Da? Da. Făcută de tine? Nu. Nu sunt o bucătărea să... Nu. Dar o pizza așa, o... Asta da, dar nu mă arunc la ciorbe și mâncare asiatică. Și un restaurant frumos din lumea asta, așa, cu cea mai frumoasă vedere.
În Miami am găsit un restaurant cu o vedere frumoasă, pentru că am și prins un apus foarte, foarte frumos și toți acei zgârienori în zare. Dar ce am învățat eu, apropo de restaurante, de obicei mâncarea cea mai bună nu e acolo. Mâncarea cea mai bună e la restaurantele mici de familie, acele trattorii sau... Taverne. Taverne, exact. Și grecii, ce mâncare bună. Da, asta cu siguranță. Eu asta i-aș sfătui pe oameni, să nu se ia după cât de frumos arată acolo și instagramabil e locul, ci să guste, să meargă să guste. Da, țara în care te-ai întors de cele mai multe ori? Spania. Spania, nu? Spania, da. Tu vorbești și limba? Puțin. Ai fost și la finală de Champions League pe Santiago Bernabeu, nu? Da. E una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. O singură finală de Champions League ai văzut sau mai multe? Două. Da, aia a fost top. Povestește-mi puțin. Hai să-ți povestesc de asta din Spania. Așa. Cine cu cine a jucat, că... Inter cu Bayern. Sunt două echipe de fotbal pentru publicul feminin și... Hai că știi, la Inter juca Chivu. Da, chiar eram în Milano când a câștigat Champions League. Da, ce mândrie. Da, și eram cazat într-un hotel chiar lângă Piața Domului și noaptea aia nu s-a dormit. De-aia îmi place Italia, de-aia îmi place Spania, de-aia, că nu se doarme. Am fost în Anglia, am fost la Helsinki, la meciul de fotbal, ca la teatru. E bine și așa, dar parcă sunt, eu cel puțin sunt mai mult genul, hai să cântăm, hai să dansăm, hai să ne bucurăm. Și povestește finala de pe Santiago Bernabeu. A fost cu peripeții, pentru că am ajuns așa, m-am dus special pentru meci, biletul foarte scump, îți dai seama, nu-mi permiteam să pierd ceva, avion, bilet și așa mai departe. M-am dus pe fugă special pentru asta, deci am ajuns în ziua meciului, am plecat în noaptea de după meci. Nebunie mare la intrare, am pierdut biletul. Îți dai seama, erau mii de oameni acolo, caută biletul între multe picioare. Eram cu colega mea Ramona și ne puneam întrebarea: ce faci, Ramona, intri fără mine sau nu intri fără mine? Acum e cazul să-mi dovedești prietenia ta. Și ce a hotărât? Hai să-l căutăm. Și l-am găsit până la urmă, nu știu prin ce minune, era zgâriat vai de capul lui. Nu știam unde am bilet, îți dai seama, am cumpărat și eu ce mi-am permis și ce am găsit. Și am nimerit între italieni. Tot meciul, am făcut poze între noi, am cântat. Știi cum sunt italienii? Două fete și 20.000 de italieni acolo. S-a încheiat cu victoria lui Chivu și Inter și a fost cu atât mai frumos. Ce frumos! Deci aia chiar... Da. Ăla chiar a fost un meci istoric. Da, de la care eu nu am poze pentru că? Să vezi, s-a terminat bateria fix când au început confetii, artificii și așa mai departe. Da. Super. tu prezinți știrile din 2005? Din 2005, da. Wow! Dar vreau să știu dacă vreodată ți-ai dorit să ajungi într-un loc neapărat și a trebuit să-i convingi pe șefii tăi că ai nevoie cu orice preț de concediu, de câteva zile libere. Nu, s-a nimerit bine de fiecare dată. 99% din cazuri am mers în timpul meu liber la meciuri. Obișnuiesc să-mi lipesc o destinație de un eveniment sportiv și sau invers, să profit că e un meci și să mai stau câteva zile acolo. Adică mă duc pur și simplu de plăcere, n-are legătură cu munca. Și ca să simt acel oraș. Dar cum acolo îți plănuiești vacanțele? Uite, noi acum suntem în perioada în care îmi spuneau oamenii de la TUI Travel Center că o grămadă de români își pregătesc revelionul. Bravo! Concediul la schi.
Bravo lor! Pe final de septembrie. Eu nu pot să fac asta. Nici eu. Nu, mental nu pot să fac asta. Mă gândesc eu atât de departe. Eu cum mă întorc dintr-o vacanță, mă gândesc la următoarea. La următoarea, da, dar nu... dar n-o plănuiesc. Nu. Și nu atât de departe. Nu, nu fac planuri pe termen atât de lung. Sunt spontană și asta nu e bine. Apropo de plănuirea călătoriei, uh-huh. cu cât ești mai flexibil, cu atât e mai bine. Cu cât ești mai vrednicuț și îți faci planul din timp, uh-huh. cu atât e mai bine, financiar vorbind, să-ți rezervi din timp. Cred că tot pe tine te-am auzit spunând că ideal ar fi, nu știu, s-a făcut un studiu sau ceva de genul, trecu 54 de zile înainte de a pleca în vacanță să îți iei vacanța, pentru că alea sunt cel mai bune prețuri, mă rog, statistic. Asta era înainte de pandemie. După pandemie s-a dat totul peste cap. Și că marți ar fi cea mai bună zi pentru rezervări. Așa era mai de mult. Acum... Nu mai e, nu? Doamne ajută! Când îți iei un bilet să nu se, să nu fie grevă, să nu-ți pierdă bagajul, să... Na, avem atâtea cazuri recente, dramatice, mi se pare nu mai e deloc predictibilitate. Nu, nu mai e. E așa o loterie. Din păcate. Da, tocmai de aia mi se pare că trăim vremurile în care ar fi fain să apelăm la cineva de încredere atunci când ne plănuim vacanțe. Uite, cum e exact. TUI, de exemplu, cel mai mare grup tur operator din lume. Pentru că, vorba ta, nu mai e nimic predictibil. Nici măcar în vacanțe. Ai pierdut vreun zbor? Da, am pierdut. S-a mânat vreun zbor? Da, am pierdut. Ultima oară când am plâns de nervi din cauza asta. Acum un an în Seychelles. Eram în aeroportul din Madrid și, ca de obicei, am ajuns ultima. Așa fac mereu. Eu sunt nebuna aia din aeroport, care aleargă întotdeauna. Am ajuns ultima, fericită că... Am ajuns la timp totuși și nu m-au primit, pentru că erau acele blestemate de formulare ce trebuiau completate înainte. Da. Eu nu am știut, a fost îngrozitor, a trebuit să mai iau o noapte de cazare, să cumpăr alt bilet, îți dai seama, Madrid, Seychelles, că nu e de aici, de acolo. A doua zi să fac încă o dată testele COVID, pentru că era cu teste COVID. Expirau. Să le fac la urgență, să stau cu inima strânsă dacă mi iese sau nu rezultatul la timp și dacă iese în favoarea mea. Da, am pierdut. Este îngrozitor, de-aia spuneam că sunt cazuri dramatice. Hai, că eu plecam în vacanță, dar sunt oameni care pleacă, au situații medicale, au copii la facultate și așa mai departe și pierd jobul din cauza asta. Dar bagajul ți l-au pierdut vreodată? Prin aeroporturi? Nu. Pentru că sunt fată deșteaptă. Nu ți-ai dus pe bagaj la cale sau ce? Doar atunci când e nevoie. Da. Nu doar cred. Atunci când e nevoie. Deci nu cred că tu... Par genul care pleacă cu dulapul după ea, nu? Păi numai cât aparatură de înregistrare folosești. Da, așa e. Pe aceea o iau întotdeauna în bagajul de mână. Ai plecat în, bun, nu în city break-uri, unde presupui că se poate merge cu un bagaj de mână. Nu, am plecat, da, cu bagaj de cală, da, cu bagaj de cală. Acolo n-am ce să fac, îți dai seama, plec 2 săptămâni în America, evident că mi-au bagaj de cală. Nu mi s-a întâmplat să mi-l pierdă. Îmi las destul de mult timp la escală și am și un tracker în bagaj. Știi că sunt cu tehnologia, tocmai ce spuneam. Stai un pic, poți să detalii. Adică ai un GPS care îți arată unde e bagajul tot exact. Timpul? Da, exact. Da, pe telefon îl văd pe hartă. Tare. Da. Deci, practic, ăia din aeroport, dacă spun că nu știm unde e bagajul nostru, știu eu. Îl arăți tu. Da. Deci foarte tare. Da, și nu-mi pun lucruri valoroase în bagaj. Așa cum îți spuneam, aparatura o iau în bagajul de mână. Bagajul de mână îmi pun tot ce este absolut necesar. Consider eu că e, că e necesar și la cală îmi pun lucruri de care mă pot lipsi, Doamne ferește. Să zicem că pleci o săptămână în... Unde îți dorești să pleci o săptămână acum? Acum? Da. La New York. La New York. Îți pui mai multe rochii
sau mai mulți jeans, mai mulți sneakers sau mai mulți pantofi cu toc? Îmi pun încălțăminte comodă și îmbrăcăminte comodă pentru că umblu mult. Fac 20.000 de pași. În medie pe zi, într-o zi de vacanță. Da, și mă întorc cu picioarele varză. Te trezești pentru micul dejun? Ești genul care merge la micul dejun? Sau? Sunt genul care ia micul dejun în oraș, în fiecare zi, în altă parte. Deci nu ești genul micul dejun la hotel? Nu. Inclus? Nu, în niciun caz. Care e cel mai bun loc de mic dejun din lumea asta? Stai să mă gândesc. Am zis că episodul de astăzi este mai mult despre visat, despre a călători cu gândul și tocmai de aceea încerc să o fac pe Corina să descrie cât mai multe imagini de astea de vacanță. Cel mai bun mic dejun în Madrid. Mi se pare că au foarte multe locuri pentru mic dejun și brunch. Ei au și plăcerea asta de a sta la teras, de a se lungi la o cafea. Adică mai degrabă ești pe genul spaniolilor, da, care își iau la micul dejun un cortado, decât italienii care beau un ristretto și exact la teșghea și pleacă mai departe. Da. Nu de alta, dar dacă stai jos, e o taxă în plus. Italia. Așa este, da. E o taxă în plus. Da. Nu, sunt genul mai relaxat și explorator. Vreau să descoper. Da, ai observat că s-a scumpit cel puțin în ultimul an, cam peste tot. Restaurante, zboruri, hoteluri. Am văzut niște prețuri la hoteluri din Statele Unite. În Statele Unite era așa, mărunțiși să stai la hotel. Da, știu. Față de Europa. Da. Nu mai e la fel. Știu. Știu, e o consecință normală. Era de așteptat. Da, tot ce s-a întâmplat. Tot ce s-a întâmplat, bineînțeles. Da. Da, un loc exagerat de scump. Care ți s-a părut? Sau care ți se pare? Japonia, da. Japonia are un loc aparte, așa, în jurnalul meu de călătorie, e altă planetă. Ai fost în Japonia? Nu. Să te duci, e așa o experiență once in a lifetime. Cu toți copiii sau? Fără copii. Atunci mai așteptăm puțin. Mai stai puțin. Fără copii, de ce spun asta? Pentru că e bine să o descoperi. E obositor cu copiii, totuși pentru ei nu e ușor și nici pentru voi. Și sunt locuri în care e destul de greu să te descurci și cu limba, pentru că nu vorbesc engleză și șocul cultural e destul de mare. Dacă pentru mine a fost dar aminte pentru un copil. Și scump la ce mod? Adică, nu știu, un mic dejun, un croissant, nu știu dacă au croissante. Au croissante? Când ai fost în Tokyo, aveau croissant, n-aveau. Nu mai amintesc acum prețurile. Am fost în 2018, cred. Nu mai amintesc prețurile, da. Dar pot să zic că merita totuși. Era scump, dar am înțeles de ce e scump. Totul acolo e foarte bine gândit. Foarte bine gândit și sunt 20 de ani în fața noastră, îmi pare rău că zic asta, dar... În fața noastră a Europei sau a României? A Europei. Și mentalitate și tehnologie. În primul rând, ei întotdeauna se gândesc la cel care vine în spate, cel care vine după mine, în toaletă, în hotel, în restaurant, pe scaunul ăsta. Adică spui că, deși sunt atât de avansați, nu și-au pierdut umanitatea. Da, clar. Ai prins cu tremur în Japonia? Nu, n-am prins. Nu, n-am prins cu tremur. Dar, nu știu, deci despre Japonia pot să vorbesc până mâine. Am o listă de lucruri care m-au șocat acolo. Kyoto sau Tokyo? Am fost în amândouă. Ce mi-a plăcut mai mult? Îmi imaginez. Care ți-a plăcut mai mult, da? Măi, sunt foarte diferite. De asta recomand ambele experiențe, că sunt diferite. Da. Și dacă le-aș mai lua o dată. Și dacă mergi în Japonia... Da. Să stai minim cât? Două săptămâni. Eu am fost în Japonia și în Okinawa, la plajă. Ah, nice. Da, e insula cu cea mai vârstnică populație a lumii. Adică e una dintre Blue Zones?
În... din oameni care trăiesc 100, da? Da. Serios? Da. Și se țin bine. Asta vreau să zic. Păi asta vreau să știu. I-ai întrebat cum... Era destul de greu să te înțelegi cu ei. Greu cu engleza. Greu cu engleza. Am nimerit din prima, acum am aterizat, m-a lovit așa diferența asta între noi și ei, de la limbă la tot felul de documente și așa ni mai se, departe. Ni se tot spunea că dacă nu învățăm o limbă străină, nu putem ajunge prea departe. Uite că japonezii au ajuns la 100 de ani și nu știu engleză. Și ai fost și cu trenul ăsta rapid, nu știu cum se numește? Da, bineînțeles. Nu mai știu cum se numește, dar știu cât costă. Ai fost între Tokyo și Kyoto sau invers? Da. De la Tokyo la Kyoto am fost cu trenul. Și cât ai făcut? Nu mai știu. Așa, un clipit de dori. A venit la fix, așa cum se spune, așa cum îi știm pe japonezi. Toată lumea a așteptat civilizat, frumos. Ușile s-au deschis fix unde trebuie. Da, nu mai încolo. A fost foarte frumos. Dar cum e când ajungi într-o destinație de asta în care pare că ești în altă lume? E cu totul și cu totul altă civilizație, asta e clar. Și te întorci înapoi, nu zic în România, în bazinul ăsta european. Măi, eu mă simt... Cum e ruperea asta? Eu mă simt foarte norocoasă că am putut să călătoresc în toată lumea asta și să am norocul să am una acasă la care să mă întorc. Așa că apreciez fiecare întoarcere acasă. Știu că e acel șoc, acea rupere de care zici. Dar uite, suntem la Japonia, nu știu dacă m-aș fi putut adapta acolo. Ok, e totul perfect, ok, oamenii sunt cu bun simț, sunt... dar nu cred că aș fi putut să rezist mai mult de 2 săptămâni. Am văzut tot felul de chestii ciudate. Cum ar fi? De exemplu, era o coadă la o cafenea și am întrebat de ce stă lumea asta la coadă. Se numea Cat Cafe, ca să mângâie o pisică. Wow. Te așezi la masă, ai un meniu cu pisici și efectiv închiriezi o pisică la o cafea să o mângâi. A, și poți alege și cafeaua și pisica din meniu. Da, cum o vrei, ce rasă vrei, ce blană să aibă. N-am stat. Dar noi le mângâi pe stradă. Nu-i problemă, da. Am văzut mulți oameni singuri, mulți oameni triști. Mulți oameni care, la costum, care dormeau în metrou pentru că erau epuizați de oboseală. Munci mult, cred. Da, exact. Adică sunt ceva, un fel de opus, opus și ai spaniolilor? Da. Și destul de singuratici, așa mi s-au părut. Ești genul care își face vacanțe cadou. Am citit că... Da. 30 de ani ai împlinit în Dominicană. Erai în... Da, a fost prima mea vacanță exotică. Da. Da, era prima oară când mergeai în paradis sau cum? La căldură, în timpul iernii. E un sentiment plăcut, deci să nu recunosc. Și am avut așa ambiția asta să mă prindă 30 de ani pe plajă. Și 40 de ani unde vrei să te prindă? Tot pe plajă. Tot pe plajă? Da. Mai un pic. La Poiana Brașov, la... Da. Cum ziceam, cu planurile. Greu să-ți faci planuri astăzi. E greu. Dar mă gândesc, tu care ai sufletul ăsta de călător, ce-o fi fost în sufletelul tău cât a fost carantină, cât a fost încă un lockdown, cât s-au anunțat lockdown-uri după lockdown-uri? Cum te-ai simțit? Te-ai simțit asfixiată? Da, să știi că stau în 2 camere, într-un cartier de la marginea Bucureștiului. N-am avut acest noroc în pandemie să mă bucur de o curte. Cu siguranță ar fi fost mai ușor. Să știi că am aflat că am COVID cu o zi înainte să plec în vacanța de ziua mea. Și mi-am petrecut Revelionul și ziua mea
că atunci sunt eu născută, singură, la geam, mi-am privit artificiile. Bine, am păstrat legătura cu toată lumea pe telefon, pe videocall, dar am supraviețuit. Da, n-a fost ușor. În momentul în care s-au deschis granițele, țin minte, iulie. Iulie 2020. Da. Am și fugit. Care a fost prima vacanță după... Germania. Da, în Germania, da. Și a fost puțin trist. Pentru că nu mai era așa cum am lăsat-o. Nimic nu mai era la fel. Dar ți se pare că lumea ușor, ușor și-a revenit? Vara asta unde ai fost? Am călătorit foarte mult. Am văzut Bellagio. Obișnuiesc să pun... pentru că... Fac foarte multe poze în vacanță, foarte multe filmări, dar vreau să mă bucur de vacanță. Mm. Și atunci obișnuiesc să postez, să fac publice aceste imagini și mai târziu. Ah, ok. Deci nu vă luați după ce postează, luați-vă exact după ce spune acum. Deci în Bellagio am fost anul trecut. Anul ăsta am fost în Republica Dominicană, am fost în Spania, am fost în Finlanda, am fost... unde am mai fost... Plec la Londra zilele următoare, a fost o vară plină. Da. Mă întrebai dacă au revenit lucrurile la normal. Se pare că lumea și-a revenit. Uite, vara asta mi s-a părut prima vară în care n-am simțit că a fost pandemie sau că mai urmează încă un val de pandemie. Nu am avut, adică mi-a dispărut cu totul ideea asta unde e masca. Sau dacă am luat masca din cameră. Da, e adevărat, așa am simțit și eu, parcă nici n-a fost. Lumea e foarte avidă acum. Da. E foarte avidă, e disperată să călătorească. Disperată. Dar mi-a zis Finlanda și am văzut că e o fascinație de asta pentru țările nordice acum. A mea nu. Adică nu? Țările nordice erau pe la coadă pe lista mea. pentru că sunt mai mult genul, da... mediteranean. Mm-hmm. Mai degrabă m-aș duce în Grecia, la soare. Și pentru că știam că prețurile sunt mari, vremea gri, așa. Și cum a fost? Ți-ai schimbat părerea? Ei, uite că acum îți răspund la întrebarea de la începutul interviului. E una dintre destinațiile care mi-a schimbat părerea, da. M-am dus cu această preconcepție. E frig acolo, sigur oamenii sunt... triști. De unde? Acolo sunt printre cei mai fericiți oameni din Europa. Așa zic statisticile, dar sunt curios dacă așa e și în realitate. Știi de ce sunt atât de fericiți? Pentru că se mulțumesc cu puțin. Sunt minimaliști în tot. Design interior, în modă. Nu simt nevoia să epateze, să-și arate bogăția. Așa mi s-a părut. Nu își încarcă viața cu lucrurile necesare. Nu. Cum e bagajul tău de vacanță? Da, light. Așa mi s-a părut și mi s-a părut foarte civilizat. Am călătorit numai cu trotineta și bicicleta. N-are sens să-ți spun cât de bine era pus la punct totul. Și scumpuț, înțeleg, nu? Da, da, e adevărat, a fost scump. Vremea a fost mai prietenoasă decât mă așteptam. Și, uite, planul meu e să mă întorc într-o țară nordică. Camera de hotel cu cel mai frumos view în care ai stat în lumea asta? Sunt mai multe. De te-ai trezit mâine dimineață să zbiri? În Barcelona. Ca... Tot Barcelona? Da, Barcelona. Clișeu, dar... La hotel W. A, frumos, am stat și eu. Ai vezi? Dar de mult. Imediat după ce a fost, dat în folosință. Da? Da. Super, da, frumos. E frumos. Și dacă ai stat la o cameră cu geam mare și cu vedere la apă... Cu vedere la apă, da. Da, a fost frumos. Da, eu, de exemplu, nu știu, mie, de exemplu, mi-ar plăcea mult mai mult să mă trezesc în camera aia de hotel pe care ai postat-o unde ai stat în Dolomiți. Cu muntele la fereastră, nu? Da. Da. Între mare și munte, eu aleg muntele, îmi place, mă regăsesc mult mai mult acolo, mă relaxează superb muntele. Superb acolo în Dolomiți. Da. Într-adevăr, dar... plusuri și minusuri. Îmi place foarte mult la munte, da. La ce altitudine ai stat în Dolomiți? Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Era spre 2000, cred. Da, da, era destul de sus. M-am și ars, deși era octombrie și era frig afară. Eu eram
prăjită pe față. Era aproape de soare. Da. A fost un hotel gândit pentru Instagram. Așa mi s-a părut. Da? Mm-hmm. Da. Da, e un val acum de, apropo de locuri instagramabile, de tiny houses, de cabins, tot felul de căbănuțe de astea făcute din lemn și multă sticlă pe malul apelor, pe încreierii munților. Ai fost în genul ăsta de experiență? Da, am fost la noi. Da? Da, la noi. Și chiar zilele trecute îmi plănuiam, mă gândeam așa la un moment dat să merg într-o... să stau într-o locație de genul ăsta în America. Da. În ce zonă? Undeva lângă New York. Uh-huh. Am văzut ceva drăguț pe Instagram. Și mie acolo. Nu neapărat la New York, dar undeva lângă New York. Da, îmi place foarte mult America. Dar ai văzut și România. Asta apropo, da, că... da. Prima oară am stat într-o căsuță de asta în România. Și unde, în ce zonă? Lângă Bran. Lângă Bran. Da. Da, câteva destinații exotice din România? Exotice din România? O să spun câteva destinații aproape de sufletul meu, așa, Maramureș. Mulțumim frumos. Foarte mult. I rest my case. A, cum? Tu ești din Maramureș? Da. A, nu știam. Chiar din Maramureș. Și încă am buletin de Maramureș. Cetățenie. Da. Așa. Acolo mi-a plăcut... foarte mult. Ai făcut un Crăciun, un Paște sau... Nu, random? Un city break, să-i zic, uh-huh. Nu un city break, un 3-4 zile, de joi până duminică. La sat? Da, la sat, cu tot ce înseamnă asta. Da. A fost o vacanță de neuitat și vreau să mă întorc. Asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut și Bucovina. Sibiul este unul dintre orașele mele preferate din România, Brașovul la fel. Dar Maramureșul a avut așa ceva special. Nu știu să zic de ce. Și n-ai prins o sărbătoare în Maramureș și asta mi se pare foarte fain. Dacă ai rămas impresionată. Da, exact. Mi s-a părut că ei fac o sărbătoare, n-au nevoie de o sărbătoare ca să fie... să fie sărbătoare. Am prins o duminică la biserică, de uh-huh. exemplu. Așa, un moment spontan într-o curte, niște dansuri ale unor copii. Și mi-a ajuns. Adică sunt convinsă că ce de Paște, de Crăciun e... Dar cele mai ciudate obiceiuri pe care le-ai întâlnit în lumea asta? Dacă ai ajuns într-un loc și... nu știu... ai văzut vreun obicei, vreun ritual, vreo sărbătoare a băștinașilor sau... În Bali. În Bali mi se părea foarte ciudat că la fiecare pas era să calc într-o farfurie. Plină cu bomboane, țigări și flori. Mă tot întrebam, măi, dar de ce își lasă mâncarea pe drum? De ce nu-și adună oamenii ăștia gunoiul? Apropo, în Japonia, din punctul ăsta de vedere, era foarte, foarte ciudat, pentru că umblam cu gunoiul în geantă, da? Pentru că nu aveam unde să îl arunc. Nu au coșuri sau...? Nu erau coșuri, pentru că ei consideră că tu te ocupi de gunoiul tău. Da. Și în curățenia este ceva exemplar. M-a șocat când coboram scările la metrou. Era un băiat în genunchi, freca cu un fel de periuță de dinți scările metroului. Era o curățenie, ceva incredibil. Dar revenind la Bali, acele farfurii erau pentru zei. Da, erau... Deci țigări și bomboane pentru zei? Da, să-i cinstească. Fiecare curte avea în față acest lucru și fiecare curte avea un mini-templu, cum ar fi la noi în fiecare curte o bisericuță în miniatură. Și am avut ocazia să intru într-o curte de asta, pentru că m-a prins ploaia pe scooter, o ploaie incredibilă, nu mai puteam înainta și cineva mi-a făcut cu mâna hai la noi în casă până se oprește ploaia. Mi s-a părut, nu știam ce să fac, vor aștia să mă taie, să mă duc, să nu mă duc. Bineînțeles că nu eram singură, dar oricum îți dai seama, la 13.000 de kilometri de casă, pe o ploaie de nu vezi nimic în față, hai la noi în casă. Oamenii doar erau ospitali.
curier, pur și simplu. Da, și mi-au deschis ușa, am cunoscut toată familia, le-am văzut bucătăria sau ce credeam eu că ar trebui să fie o bucătărie, prea asemănă. Erau toți înghesuiți acolo, tot așa, fără geamuri, fără covor sau un televizor pus în mijlocul unei camere și erau toți înghesuiți acolo, dar foarte happy. Da, ai avut undeva în lumea asta, nu știu, probleme referitor la cum arăți? Sau ai fost judecată pentru... Știu că asiaticii, de exemplu, la apariția femeilor din Europa, exclamă... Nu mi s-a întâmplat. Nu mi s-a întâmplat. Apropo de faptul că din călătorie exact asta înveți, văzând să nu judeci, toți oamenii, să nu-i judeci, da? Da. Nu, chiar nu mi s-a întâmplat să am probleme din cauza asta. Și am avut grijă să respect în fiecare țară tradițiile și codul lor conduită în public. Nu, când mergi în Dubai, nu exagerezi cu gesturile de tandrețe în public, uh-huh. Nu-ți pui o fustă scurtă și... am pățit-o odată, nu de alta. În Dubai? Da. Așa, păi așa învață măgarul, nu? Da, am vrut să văd cum e să mergi cu acel tramvai suspendat. Metrou suspendat. Da, știu. Uh-huh. Și eu eram în pantaloni scurți și în mai eu, singura femeie din tramvai, și se uitau foarte ciudat toți la mine, nu înțelegeam de ce. La fel în metrou, mi s-a întâmplat așa, și la o altă călătorie cu metroul, m-am trezit singură în vagon și nu înțelegeam de ce toți ceilalți bărbați, mare majoritate, eu eram singura femeie, stăteau după o linie invizibilă. Nu treceau acea graniță și nu înțelegeam de ce. Eram într-un vagon de femei. Wow. Eram în același vagon, dar ei știau că de la un anumit punct nu trec. Asta am văzut și în Japonia, vagoane rezervate femeilor și copiilor, bineînțeles, pentru ca ele să nu, mai ales la ore de vârf, să nu fie nevoite să... Înțeles. Se înghesuie și așa mai departe. De asemenea, geamurile de la cel metrou suspendat din Dubai, din dreptul femeilor, erau închise la culoare. Da, i-ai avut vreo întâmplare? Scuză-mă, iar în Japonia erau cu Kitty Cat. Aceste vagoane erau roz. Serios? Da. Și desenate cu pisicuțe, da. Ai avut vreo întâmplare în vacanțele tale pe care să o, nu știu, treci în categoria totul e bine când se termină cu bine? Când ți-a fost teamă? Când te-ai simțit pierdută sau neajutorată? Sau... Da, am avut mai multe... Stai să mă gândesc acum că mă întreb ce-mi vine prima oară în minte. Am crezut că mi-au furat mașina în New York. De fapt, o parcasem aiurea. A luat amendă. Amendă și-au luat și mașina. Așa aveam o călătorie la Washington planificată în dimineața aia, cu mașina m-a terminat. M-am rătăcit în Madrid, fără net, fără bani. Trebuia să prind zborul. Am luat autobuzul greșit și... în sens invers. Mi s-a întâmplat asta și în Londra. Tot așa era să pierd avionul, fiindcă am luat metrou aiurea. În Bahamas a fost destul de ciudat, pentru că, așa cum îți ziceam, îmi place să merg cu transportul în comun și să văd oamenii așa cum sunt ei. Și am luat un transport, am experimentat acel tip de excursie croazieră. Uh-huh. Din Miami am luat 4 zile spre Bahamas și coboram în fiecare zi la altă insulă. Evident, când cobori din vapor te așteaptă o grămadă de taximetriști, uh-huh, și așa mai departe, să te agațe. Da, exact, da. Că mulți zic, uite cum e în România. Nu, stai liniștit, sunt țări unde e mult mai... O să apreciezi România. Așa, și au tăbărât toți pe noi, hai să tragă de tine, să... Așa, nu, mersi, eu iau autobuzul, nu vreau taxi de 10 ori mai scump și vreau să văd cum sunt oamenii ăștia aici, și m-am trezit în autobuz. Eram din alt film, cu
cu un mare aparat agățat de gât, aparat foto. Și ți-a fost frică? Da, atunci mi-a fost frică, tot așa, un autobuz fără geamuri. Erau localnici, dar se uitau foarte ciudat la noi, că eram clar din alt film și ne gândeam, aoleu, scăpăm vii din autobuzul ăsta, se uită cam dubios la noi. Ai fost în, știu că din punctul ăsta de vedere al pericolului pe stradă, ai fost în, nu știu, Napoli, da, Sao Paulo, da, știu că... Da. Mi-aș dori să ajung în Brazilia, nu am ajuns încă, dar în Napoli... Uite, vezi, m-am luat după ce zice lumea, nu te duce în Napoli, că acolo te fură, îți dau un cap, ai grijă unde te cazezi. M-am cazat fix lângă gară. Wow. Da, era destul de colorată zona, plină de... Nu. N-aveam bijuterii, dar oricum nu am bijuterii în general. Și în vacanță nici atât, nu merg cu bijuteriile. Și nici apăra mine. Foto agățat de gât. De data asta nu, totuși. Dar, uite, vezi, mie asta mi-a plăcut în Napoli. Tocmai această diversitate și acest zgomot. Da, e un oraș murdar. Da, este aglomerat, da, vezi oameni de tot felul, dar aleg să văd părțile frumoase și ce asta face parte pentru din... Maradona, de exemplu. Și asta face parte din farmecul, asta nu vezi nicăieri, cum vezi acolo. Cea mai bună pizza ai mâncat-o în Italia sau... Ai să râzi, nu. Nu? Nu. Nici măcar la Napoli? Nu. Nu? Deși știi că se zice, da, acolo e mama ei. Nu, uite, m-am dus cu niște așteptări și m-am luat după review-urile de pe net, trebuie să mănânci acolo. Da, a fost bună, dar știi cum e și cum ești obișnuit. Cu gustul de acasă. Cu gustul de acasă. Nici mâncarea chinezească nu cred că e la fel cum o știm noi dacă o mănânci la mama ei în China. Uh-huh. A fost bună, dar... Și unde ai mâncat cea mai bună pizza, apropo? Cea mai bună la New York, pizza. La New York, da, la John's Pizzeria. Da. Să vă notați, vă rog, frumos, data viitoare când filmăm podcast la New York, să la John's. Doamne ajută să faci cu mine podcast la New York. Da, ce frumos. Că am văzut că și tu călătorești cu podcastul tău. Ar fi foarte frumos, uite, la Dubai am făcut podcast, uite, la Atos am făcut. Dubai, New York mai lipsește. Da, în România am văzut că ai călătorit cu podcastul. Ți-ai dat vreodată și în România? Ți-ai dat vreodată ultimii bani pe vacanță? Ultimii tăi bani? Nu, nici chiar așa. Nici chiar până acolo. Nici chiar așa, dar mi s-a întâmplat să rămân fără bani în vacanță. Da? Și ce ai făcut? La locul faptei. N-a fost dramatic în era asta a internetului. A fost, m-am descurcat cu telefonul, cu internetul și așa mai departe. N-a fost dramatic, da. Însă sunt tot tipul destul de calculată în general și cumpătată. Adică, așa. Nu mi-ai zis nimic despre shopping în vacanță. E, vezi? Călătorii special făcute pentru shopping, nu vânez outlet-urile. Nu știu, în general, așa am haine pe care le port ani de zile, să fie de calitate și să-mi placă, asta e tot ce contează. Mi se pare că arunc banii. Da, în afară de amintiri, de cardurile pe aparatele tale de filmat și de pozat, cu ce te întorci din vacanță? Suveniruri? Îți iei ceva? Intri în magazinele de, nu știu, antichități de acolo? Îmi mai iau câte un suvenir, ceva, ok, de îmbrăcat, dar ceva de al locului. Uite, mi-am cumpărat de la Istanbul, de exemplu, o piesă vestimentară tradițională, lucrată manual, și care clar îmi va aminti de acea vacanță. Mi-am luat din Japonia un kimono, lucruri pe care nu o să le mai port a doua oară. Adică eu mi le-am luat clar ca un suvenir, nu ca să mă mândresc cu ele undeva, să merg la un eveniment sau... Cred că asta, da. Și cum ziceam, kilograme în plus, mai ales din America, unde știi că ispitele sunt la tot pasul. Cât ai stat cel mai mult o dată plecată?
Două săptămâni. Da, două săptămâni. Și nu mă așteptam, dar să știi că e de ajuns. Adică vreau să mă întorc, oricât de frumos e. Și care e călătoria pe care n-ai face-o niciodată? Adică ce, nu știu, cu rulota prin Europa sau cu cortul prin Italia? Uite, din vacanțele astea și călătoriile astea ale mele multe, am învățat să nu zic niciodată, niciodată. Ok. Și... Cred că cel mai important e cu cine călătorești, nu destinația neapărat. Orice destinație poate să fie senzațională dacă ești cu cine trebuie, cu cine te simți. Și dacă bine. E Barcelona, în principiu. Dacă e și Barcelona, asta ar fi minunat. Dar da, asta nu aș face. Nu aș pleca într-o vacanță cu cine nu mă simt eu foarte bine. Și uite, nu am încercat o vacanță singură. E o experiență, sunt sigură că e o experiență de încercat la un moment dat. N-ai fost niciodată în vacanță singură? Nu. Ce fain. Nu știu dacă nu știu. E fain. Nu da. Știu dacă e fain, nu știu. Andreea Rai cum zicea că e senzațional și vreau să încerc la un moment dat. Dar uite, îți trebuie curaj. Da, ai luat vreo vacanță de asta last minute sau să te fii hotărât azi în seara asta, că mâine dimineață să-ți iei bilet și să pleci undeva? Ai făcut de-astea? Studențești? Știi că se spune că last minute e o treabă. Ești mai ieftin. N-am avut așa noroc. Da, am încercat last minute, dar nu, n-am găsit prețul ăla magic de care se tot spune. Rubrica mea preferată de pe tuitravelcenter.ro, de pe site, știi că e o rubrică în meniu, se numește Book Happy. E cu emoticon, cu zâmbet. Așa? Aia este rubrica mea preferată, dar nu mi-o permit în sensul că niciodată nu... La mine e foarte greu cu vacanțele, că am vacanță fix în august când e cel mai scump și între Crăciun și Revelion când iarăși mie îmi spui, e exagerat de scump. Pentru că sunt născută de Revelion și am damblaua asta să plec undeva de ziua mea, e top, așa e, Everestul... prețurilor atunci de Revelion. Dar asta e, ce să fac? Da, e hotărât până la urmă unde vei fi de ziua ta de Revelion? Mi-ar plăcea să merg undeva la căldură. Da? Maldive, Mauritius, Mexic, Zanzibar, Dubai cu plecare din București. Uite cum văd că există prin TUI Travel Center, care fiind conectat la compania mamă, la TUI, practic ai unități de cazare și conexiuni și acces la toată baza asta de date TUI. Recomand Mauritius, mi-a plăcut foarte mult. Da? Maldive? Nu știu de ce nu m-a atras niciodată. Tare mi-a plăcut. Dar vreau să încerc. Știi, am zis, nu am prejudecăți, nu mai vreau să plec cu impresie deja făcută din auzite. Nu știu de ce nu m-a atras așa. Sunt țări care mă atrag pur și simplu și țări pentru care n-am niciun... Dar vreau cum să încerc. Poate încerc și uite chiar că... acum. Ei, uite, vezi? Poate încerc chiar acum. Hai să ne dăm niște idei. De fapt, tu să ne dai niște idei, Corina. O destinație pentru Revelion perfectă. În primul rând, cred că, așa cum îți spuneam, trebuie să-ți alegi vacanța cu oamenii care sunt pe sufletul tău. În primul rând. Așa, și geografic? Ce recomanzi pentru Revelion? Nu suntem toți la fel și fiecare are altă percepție asupra vacanței perfecte. Nu știu, îmi doresc să fim sănătoși de Revelionat. Nu, dacă să recomanzi greu o destinație care crezi că s-ar potrivi. Păi mie mi se potrivește o vacanță, ți se potrivește altă vacanță. Tu mergi cu copiii, de exemplu. Bine, nu? O destinație pentru ziua îndrăgostiților? Dolomiți. Italia, întotdeauna. Serios? Da? Da, da. Da, asta mi s-a părut că Italia e perfectă pentru o vacanță romantică. De stat la plajă, de nefăcut nimic, dar să nu fie all inclusiv? Mauritius. Mauritius îmbină ce-ți spuneam, să te și odihnești, să ai o plajă superbă, dar să și poți vedea lucruri noi. Eu am închiriat o mașină acolo și am mers în diverse locuri, am explorat insula. De vizitat toată ziua o destinație? New York.
Trebuie să ajungi la New York. De câte ori ai fost la New York? Nu știu, că n-am numărat, dar m-aș duce și mâine. Da? Da, cred că s-a scumpit groaznic, nu? Da, nu vreau să-mi imaginez. Nici eu nu vreau să-mi imaginez. Dar are așa ceva New York, zic eu. Și pe mine. Du-te odată, o să vezi, deci o să-mi dai dreptate. Am o fascinație atât de mare pentru New York, încât mi-a fost frică să ajung, pentru că mi-era teamă să nu-mi plac atât de mult încât să nu mai vin înapoi. Deși, stai să mă, că aș fi cerșetor la New York. Cel puțin 2 săptămâni. O să ai companie, stai liniștit, sunt foarte mulți oameni ai străzi, din păcate. Îți mulțumesc mult de tot pentru sănătatea mentală pe care pe care a generat-o acest podcast. Măcar că ne-am eliberat gândul de cele de zi cu zi și că am putut să călătorim. Da, măcar cu gândul. Tine. Asta mi-am dorit să fac cu Instagramul meu, cu blogul meu, uh-huh. Să inspir oameni și să-i ajut pe cei care poate nu ajung acolo, din diverse motive, să călătorească așa, cu gândul, cu sufletul, cu mintea. Eu admir foarte mult pe oamenii care, deși nu-și permit o anumită destinație, le place să citească, să se documenteze, să, nu știu, să citești un roman scris despre care se petrece în locul respectiv. Tocmai am citit eu astă vară un roman scris despre a cărui acțiune se petrece în Creta. Și anul ăsta ai fost în Creta sau am fost și anul ăsta în Creta, da. Superb în Creta. Da. E un fel de a păcăli all inclusive-ul. Și e un loc pe care l-am găsit cu fetele, care se potrivește foarte bine și fetelor, se potrivește și dorinței mele de a explora locuri, de a mânca la o tavernă, de familie și așa mai departe. Și plaje superbe. Și plaje superbe și să știi că încă în Grecia prețurile nu au explodat. Și aproape. Da. Ușor de ajuns. Faci aproape la fel de mult cât faci până în Bercen la ora asta. Exact, zbor direct, oră și ceva. Îți mulțumesc mult de tot, așadar, că ne-ai însănătoșit. Mulțumesc și eu mental, pentru invitație. Corina Caragea, citiți blogul, asta dacă promite și ea că va scrie mai des, dacă nu, pe Instagram, pe TikTok e o prezență zilnică. Da. Mulțumesc. Până la urmă, despre asta e vorba, călătoriile ne fac și mai bogați, ne fac să nu mai judecăm lumea. Ne dezvoltă spiritual. Ne dezvoltă spiritual și ne fac viața asta un pic mai fericită, cum e și sloganul tui, de altfel, Live Happy. Mulțumim tare mult partenerul nostru pentru acest episod, TUI Travel Center din 2019. TUI, cel mai mare tur operator din lume, este prezent pe piața din România, exclusiv prin TUI Travel Center. Bine, sper că v-ați ales următoarea destinație. Dacă da, spuneți-ne în comentarii unde mergeți de ziua Corinei, adică de Revelion. Mulțumesc, Corina, mulțumesc. Mulțumesc și eu.